Jurnalele RTT. Știri la fix. 6 adulți cazați într-o pensiune din Shimon Bran au ajuns la spital cu toxi-infecție alimentară. Simptomele au apărut în toiul nopții de joi spre vineri după ce oamenii au luat cina în pensiune. Imediat au sunat la 112, iar echipajele de la ambulanță și SMURD au preluat 7 persoane care se simțeau rău, dintre care una a refuzat transportul la spital. Protecția consumatorului a închis deja bucătăria unității după un control fulger. După apelul la 112, la fața locului au ajuns echipaje de la SMURD Zărnești și de la ambulanța Râșnov și Brașov, care i-au preluat pe cei 6 pacienți și i-au transportat la spitalul de boli infecțioase. Aici adulții au fost internați azi noapte în jurul orei 3. Ei aveau forme ușoare de toxinfecție alimentară, manifestate prin grețuri, vărsături, dureri abdominale. La 5 pacienți li s-a făcut reechilibrare hidroelectrolitică și în rest s-a dat terapie simptomatică. Cei 6 au vârstă între 23 și peste 40 de ani și făceau parte dintr-un grup de 22 de persoane. În jurul orei 5 dimineață, pacienții au fost externați după ce s-au simțit mai bine. La fața locului au ajuns și inspectori de la Protecția Consumatorului, care au închis blocul alimentar al pensiunii după ce au găsit mai multe nereguli. Am constatat anumite deficiențe, printre care lipsa elemente de identificare, nu se cunoștea traseabilitatea unor produse, chiar și produse expirate acolo. S-a luat decizia imediată de retragere de la comercializare în distrugerii a tuturor produselor alimentare neconforme și oprirea blocului alimentar, activității blocului alimentar. Patronul pensiunii va trebui ca în perioada următoare să se prezinte la sediul OPC cu mai multe documente solicitate. Între timp vor fi finalizate și probele de laborator recoltate de cei de la Direcția de Sănătate Publică. În funcție de toate aceste date va fi stabilită și sancțiunea. Un autobuz a ars joi seara pe strada Hărmanului în cartierul Kreiter. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă autobuzul a ars până a rămas din el doar scheletul metalic. Autovehiculul aparținea unei firme din Prejmer și era folosit la transportul angajaților. Când a izbucnit incendiul, autobuzul era gol, iar șoferul a reușit să coboare la timp înainte ca mașina să fie cuprinsă de flăcări. Un fum negru dens și necăcios s-a răspândit în zonă, însă nu au fost avariate și alte autoturisme. Pompierii au intervenit cu o autoutilitară cu apă și spumă și cu un echipaj SMURD. O anchetă va stabili cauza incendiului. Impozitele și taxele sunt la mintea copiilor la Brașov. Câțiva elevi de clasa a treia de la școala gimnazială numărul 13 au luat parte la primele lecții de finanțe chiar în sediul ANAF. Vizita face parte din programul Școala Altfel și a fost prima oară când instituția și-a deschis porțile pentru copii de școală primară. Micuții au aflat ce se întâmplă cu banii pe care părinților îi plătesc la stat și au vizitat call center-ul ANAF și ghișeele de relații cu publicul. Copiii s-au familiarizat rapid cu informațiile oferite de reprezentanții ANAF. Ce sunt impozitele și taxele, de ce trebuie ele plătite și ce se întâmplă apoi cu banii colectați de la firme și persoane fizice au fost doar câteva din informațiile oferite de cei de la ANAF. Copiii au aflat și ce presupune programul Loteria Bonurilor Fiscale. Este prima oară când am fost aici. Știam până astăzi ce înseamnă taxă, impozit? Nu știam, dar am aflat astăzi. A fost extraordinar. A fost foarte frumos și mi-a plăcut foarte mult. Ce ai aflat nou astăzi? Ce o să-i spui mamei că ai făcut astăzi, de exemplu? Că am aflat despre taxe, impozite, unde merg banii pe care îi plătește toată lumea și toate lucrurile despre bani. Mai interesant a fost pentru cei mici call center-ul instituției, unde s-au pus în pielea unui angajat de la finanțe, care a preluat și câteva apeluri. Eu am o mare rugăminte. Să transmiteți părinților voștri ideile pe care voi le-ați acumulat în această zi și că această instituție este un rău necesar societății. Asta e aparatul care îi ajută să își ia bani. De exemplu, dacă vor să-și depună declarația, apasă pe butonul Declarația Unică. Aici este o hârtiuță, un bon de ordine, unde scrie un număr. Când o să vadă la ce ghișeu e acel număr, știu unde să se ducă și o să-i și strige o voce care se aude în difuzoare, da? Și se vede și pe ecrane când revine rândul. Ca peste tot, trebuie să stea fiecare până vine rândul ca să-și depună declarațiile. De aia este mult mai ușor să fac asta pe internet. Și pentru că au dovedit că au învățat câte ceva din vizita la ANAF, micuții au fost răsplătiți și cu ceva dulce.
Acte de vandalism cu repetiție în parcările drumurilor naționale. De data aceasta, angajații de la Drumuri și Poduri au găsit coșurile de gunoi vandalizate pe DN1 între Vlădeni și Perșani. Șeful secției de drumuri naționale Brașov a depus o plângere penală la poliție. O altă plângere fusese depusă recent după ce un spațiu de serviciu de pe marginea tronsonului 2 al ocolitoarei municipiului Brașov, la care nici măcar nu erau terminate lucrările, a fost vandalizat. Numai anul acesta au fost distruse peste 50 de coșuri de gunoi, cele mai multe în zona Predeal. Comunitatea academică brașoveană a sărbătorit 70 de ani de învățământ superior de stat în Brașov. La ceremonia din aula Universității Transilvaniei au participat peste 400 de invitați de marcă, unii dintre ei veniți din peste 30 de țări de pe toate continentele. Bazele învățământului superior în Brașov au fost puse în anul 1948, atunci când a fost înființat Institutul de Silvicultură. În 1956 a fuzionat cu Institutul de Mecanică pentru a forma Institutul Politehnic din Brașov. 4 ani mai târziu lua ființă Institutul Pedagogic. Din fuziunea acestuia cu Institutul Politehnic a luat naștere în 1971 Universitatea din Brașov, botezată Transilvania în 1991. Universitatea Transilvania este astăzi cea mai mare universitate din centrul țării și oferă programe în 43 de domenii de știință. Are 18 facultăți, peste 19.000 de studenți, peste 700 de cadre didactice, 105 programe de licență, 73 de masterat și 18 domenii de studii doctorale. Sorin Câmpeanu, președintele Consiliului Național al Rectorilor, a avut nevoie de 4 cuvinte pentru a descrie activitatea universității. Calitate, angajabilitate, dezvoltare, internaționalizare. În 4 cuvinte, cred că am putea descrie activitatea Universității Transilvania Brașov de la înființare și până acum. La ceas festiv au fost omagiați și 3 foști rectori ai instituției, profesor dr. Eugen Chiș, profesor dr. Inginer Filoftea Negruțiu și profesor dr. Inginer Ioan Vișa, fostul rector care are astăzi vârsta universității. Cei prezenți au ținut și un moment de reculegere pentru profesorul Emil Stoica, trecut la cele veșnice în urmă cu câteva zile. În ciuda celor 7 decenii de existență, Universitatea Transilvania nu are vârstă, spun foști șef de promoție. Împlinește astăzi 70 de ani, dar este și va rămâne mereu tânără, pentru că este un simbol al tinereții noastre. Și autoritățile locale au transmis un mesaj comunității academice brașovene. Domnule rector, doamnelor și domnilor profesori, dragi studenți ai Universității Transilvania, vă doresc un an bun, la mulți ani, cu ocazia a 70 de ani de existență. Și vă doresc să aveți același succes în continuare și să ne revedem aici cu ocazia următorului eveniment la 80, la 90, la 100 de ani, dacă se poate. Tot astăzi a avut loc și Forumul Rectorilor România-China. De asemenea, reprezentanța ai Universității Brașovene și ai altor 3 universități din țară, împreună cu reprezentanța ai statului Turkmenistan, au semnat un acord de colaborare. Grădina zoologică Brașov va fi deschisă vizitatorilor și luni. Deși în mod normal, în ziua de luni, parcul zoologic este închis pentru public, administratorii parcului au decis că este totuși zi de vizită. Elevii din ciclul primar au vacanță săptămâna viitoare, iar conducerea grădinii zoologice a vrut să ofere copiilor posibilitatea de a vedea animalele și de a-și petrece timpul în parcul zoo. Programul de iarnă al Zoo Brașov este de la 9 la 18, iar luni grădina va fi deschisă în același interval orar. Zeci de studenți brașoveni au vizitat parchetele locale de Ziua Europeană a Justiției Civile. Procurorii au primit pe toți cei care au dorit să afle de la sursă traseul dosarelor, care sunt etapele procesuale până la soluționarea în faza de urmărire penală, dar și în ce condiții lucrează procurorii. Magistratura este o meserie grea și plină de riscuri, dar bine remunerată, au aflat studenții de la profesioniști. Una dintre opriri a fost în singura sală destinată audierii minorilor victime ale diferitelor infracțiuni. Vizita a fost un prilej pentru procurori să le vorbească tinerilor studenți și despre problemele cu care se confruntă în prezent sistemul judiciar. La momentul de față, interpretarea care se dă în judecata constituțională, cum spunea colegul meu, este că, de fapt, procurorul ar fi sub autoritatea ministrului și că am trebuit să tacă și să facă ce zic ministrul. După cum vedeți, nu se întâmplă așa. Ei nu au pârghii, împotriva mea sau colegilor mei, legale. Au o prevedere constituțională care este pusă acolo din 1990, într-un anumit context. Iar la momentul de față, această dispoziție este complet depășită. Viitorii absolvenți ai Facultății de Drept au fost încântați că au putut să vadă în mod practic ce înseamnă munca de procuror. Mi s-a părut foarte interesant, dat fiind faptul că până acum nu am mai venit la parchet. Consider că fiecare student de la drept ar trebui să
să aibă parte de o asemenea experiență. Experiența destul de educativă ne-a deschis ochii în privința multor aspecte de natură negativă, să-i spunem, care au loc în momentul ăsta în justiție și care impactează pe noi toți. Procurorii brașoveni i-au îndemnat pe tineri să aleagă această profesie care le va da multe satisfacții profesionale. Trebuie să știe că magistratura este un serviciu public, că procurorii sunt magistrați, că au un statut constituțional și că sunt independenți. Că e o meserie grea și plină de riscuri, dar bine remunerată. În ciuda tuturor celor care se petrec în ultima perioadă în domeniul justiției, procurorii transmit comunității că se poate baza în continuare pe magistrați care garantează un act de justiție corect. Horă de 100 de figurine de lut de centenarul Marii Uniri. Codleanul Marius Diaconu a sculptat figurinele în cele mai mici detalii cu ii, opinci și ițari. Creația meșterului a fost expusă la Muzeul Tradițiilor Codlene. Cei 100 de țărani, fiecare cu trăsături unice, prinși într-o mare horă a Unirii, reprezintă munca de un an a artistului Marius Diaconu. Printre micuțele figurine se numără și trei militari întorși de pe front, dar și un copil așezat sub tricolorul țării, simbolizând tânăra generație. Declarat un adevărat patriot, artistul își dorește ca această creație să fie un îndemn la unire. Sper că această horă să, în acest an centenar, să unească pe noi românii, să unească spiritul nostru românesc. Pasiunea pentru modelare o are încă de dinainte să învețe să meargă și în acest drum a fost ajutat de tatăl său, artistul popular Nicolae Diaconu. Prima expoziție personală a avut-o în clasa întâi, când învățătoarea și colegii de clasă au venit în vizită la atelier, iar tatăl său a prezentat lucrările realizate de fiu. În atelier spune că se regăsește mereu. Pot să zic că am început să modelez dinainte de a învăța să merg. A fost mai mult o stare, de fapt. Marius Diaconu se consideră printre puținii norocoși care pot trăi din pasiunea lor. Tehnica este preluată din lucrări ale neoliticului, aducând elementele tradiționale românești, iar secretul constă în transpunerea elementelor de detaliu, precum opincile cu tot cu nojițe, ie sau ițari. Expoziția figurinelor din Hora Unirii poate fi admirată până duminică. Este realizată cu sprijinul despărțământului Astra Dr. Nicolae Căliman, iar mai apoi va fi itinerată și în alte orașe din țară. Vestiarul Stegarilor este un butoi cu pulbere înaintea meciului de sâmbătă cu U Craiova 2. Jucătorii sunt bulversați de haosul care domnește în clubul brașovean. Unii dintre ei și-au declarat intenția de a pleca. Alții se tem să joace de teamă să nu aibă soarta lui Emma Popa, a lui Poverlovi sau Adi Popa, care sunt nevoiți să-și plătească din propriul buzunar refacerea după accidentări. Antrenorul Florin Stâng a luat decizia de a închide antrenamentele tocmai pentru a-i proteja pe jucători. Tehnicianul face un apel către fanii brașoveni să vină la meci, să cumpere bilete, pentru că situația clubului este precară și are nevoie de bani pentru organizarea jocului. Meciul ACSSR Brașov-U Craiova 2, contând pentru etapa 10-a din Liga 3-a, este programat sâmbătă de la ora 15. Sala de scrimă Ana Pascu, Floreasca din București, găzduiește de astăzi până luni ediția 2018 a Campionatului Național de Sabie pentru Seniori. În prima zi de concurs a avut loc proba feminină la individual. Bianca Pascu a dispus în finală de colega sa de la CS Dinamo București, Maria Matei, scorul 15-6. Pe locul 3 s-au clasat la egalitate Natalia Bugaevski de la CSTA și Ioana Radu de la CSM Iași.